Ok, ce ne vreau să facem este o matrice cu trei celule pe 3 celule, desenată din CSS, stilizată din CSS, similară cu ce desenăm pe hârtie când vrem să jucăm X și 0. Așadar, bun, macheta noastră este foarte simplă, e un container care are o linie cu titlu, cu un heading, după care are trei linii reprezentate de trei divuri, care conțin câte trei divuri în interior, corespunzătoare celulelor din interiorul lor. Acum, haideți să vedem cum am vrut să arate, ca să înțelegem și ce facem pentru a o face să arate așa. Nu scanează, dimensiunea celulelor este fixă și cred că este ok asta, dar am vrea ca aceste bordere să fie desenate în felul acesta. Deci, practic, nu vrem, un, nu vrem ca celulele noastre să aibă toate liniile trasate din border, ci ca și când am desenat noi pe hârtie și n am mai trage liniile exterioare, spre exemplu. Asta înseamnă că, spre exemplu, trebuie să decidem care dintre celule vor avea liniile, Pentru că dacă am suprapune cele două linii, are și niște linii mai groase și nu vrem asta. Primul lucru pe care l-am făcut este că am definit clase pentru fiecare linie, pentru container și clase pentru celulele din interior. Fiecare celulă are o clasă square pentru a stiliza pătratul respectiv, dar în funcție de poziția în linie, ele mai au și clase gen top, left, right, respectiv middle și bottom. Bun. De unde aceste diferențe sau ce ar însemna ele? În primul rând, ca să le putem poziționa uh, flotant în, în uh, interiorul containerului, au setat float left și clear right. Au o dimensiune fixă, 10 pixeli, pe înălțime și pe uh, lățime. Și mai au o culoare de fundal. Prin, prin alăturarea lor rezultă culoarea de fundal pe tot pătratul mare. Acum, pentru a desena borderele, deci fiecare din ăsta este așa. Deci poziționarea se face cu float left. Acum, și, mă rog, au anumite dimensiuni. Când mergem cu mouse-ul deasupra, se schimbă cursorul ca și când ar fi pe un link. Deci am făcut pentru hover pe acest, această clasă să schimbăm cursorul în pointer. Um, și spuneam că borderele sunt diferite în funcție de poziție. Spre exemplu, dacă avem celule, primele trei celule de deasupra acestea, le-am făcut să aibă doar border-bottom de un pixel desenat cu o culoare mai închisă, dar nu chiar negru, un gri mai închis, spre negru. Deci toate acestea vor avea border bottom, pentru că au stilul bottom. Și este normal să desenăm doar linia de jos. În același timp, controlul care este left. OK. Deci cel de aici are border right. Observați cel care este din stânga, pentru care stilul uh, top va avea linia de jos. Și pentru care stilul left va avea și linia din dreapta. Și dacă vă uitați din prima linie, prima celulă, e în situația asta, este top left. Pe urmă, controlul care este um, la, în linia de jos va avea border top pentru a desena linia de aici. Controlul care este în stânga, după cum ați văzut, left are desenată linia dreaptă. După cum puteți să ghiciți, controlul care are stilul right ok deci cele din uh, căsuța exterioară dinspre dreapta vor avea border left ele practic au delimitarea aceasta da? bun și mai avem deci uh, am discutat despre top am discutat despre bottom diferențele sunt că bottom are border top uh, iar top are border bottom left are border right right-ul are border left. Haideți să vedem. Deci right-ul are border left. Ok? Și cam asta e tot. Iar liniile respective sunt, se suprapun, practic. Okay. Și mai avem un tip de control uh, middle pe care nici nu l-am mai făcut pentru că în middle nu um, practic aș putea, am spus CSS-ul middle, dar n-am nevoie să definesc middle. Dacă aș vrea neapărat, aș putea să definesc și stilul middle, doar că nu are avea nicio setare, pentru că, după cum vedeți, liniile lui, cele de aici, cea de jos este desenată. Dacă am vrea neapărat, controlul middle are și border left și border right. Deci am putea să uh, copiem border-left în middle, respectiv border-right. Și în momentul în care dăm refresh observăm că s-a terminat tot controlul pentru că și anume... Uh, middle, două secunde... Cred că nu mai are spațiu să deseneze, că se îngroașă linia. Linia are, width 302 2 pixeli și atunci lățimea lor este un pic mai mare. Dacă facem așa, abia acum le aducem la dimensiunea în așa fel încât să încape, să nu trebuiască să le coboare pe linia următoare, dar dacă facem așa, se îngroașă borderul și nu mai arată bine. Deci spuneam că, practic, o să las fără uh, stil. Pentru că deja liniile lui sunt desenate de către celelalte celule vecine. Și, mă rog, aș putea să și renunț la el. L-am păstrat aici doar pentru a înțelege că astea sunt în centru uh, machetei. În plus, față de asta, observați că am um, o linie care o linie nu are margini și uh, are o dimensiune. Care e dimensiunea însumată a controlului de aici? Dacă fiecare control are 100 de pixeli, dacă are să mai adaugă border de un pixel, înseamnă că, width este 101, bine, sunt doar două bordere, deci 3 ori 100, 300 și cu 2 pixeli de aici, 302. Ok, și. Um, am un fond, dar nici măcar n-am text, așa că pot să renunț. Ba da, am text, scuze. Am title-ul de aici, care e și aliniat în centru și este setat fond family pentru el. Și cam atâta.